Și în acest an, hotelierii de pe litoral au pregătit oferte tentante pentru cei care vor să-și petreacă cele câteva zile de sărbătoare la malul mării. Pe lângă mâncarea tradițională sau cea de fițe, se regăsesc dușurile emoționale, fântâna de gheață și o petrecere cu vestimentația tipică aristocrației interbelice a anilor 1930. Prețurile pornesc de la 270 de lei de persoană. Chiar dacă sărbătorile de iarnă sunt de obicei asociate cu zăpadă și schi, afaceriștii de pe litoral îi invită pe români să iasă din tipare și să consulte ofertele agențiilor de turism pentru o vacanță de relaxare, wellness și spa cu servicii de calitate. Se adresează în special clienților fideli, cei care vor să se liniștească, nu vor aglomerație foarte multă, accesibilitatea este foarte bună spre litoral. Prețurile sunt pentru toate buzunarele, plecând de la restaurantele de 2 și 3 stele care au meniuri de 2-300 de lei până la meniuri sofisticate de câteva sute de lei sau pachete cu cazare și spa la câteva mii de lei la hotelurile de 4 și de 5 stele. Cele mai multe hoteluri care au pregătit oferte de Crăciun sunt cele de 4 și 5 stele din stațiunea Mamaia. Există diferențe de preț semnificative de aceste sărbători între destinațiile de mare și destinațiile de munte. Așa cum vara, vacanțele la mare sunt mai scumpe decât vacanțele la munte, acum iarna lucrurile se întâmplă exact invers. Iar pachetele diferă și ele. De sărbători la mare găsești maxim 2 nopți, hai 3, în niciun caz mai mult. Un hotel de 4 stele din Mamaia vine cu pachete de 2 și 3 nopți de cazare, care costă între 156 de euro și 215 euro. Oferta include cazare și mic dejun pentru 2 adulți în cameră dublă. De asemenea, este cuprinsă și masa tradițională de Crăciun, dar și acces la piscina interioară, saună umedă și uscată, duș emoțional, fântână de gheață și masaj. Un alt hotel, tot de 4 stele, vine cu petreceri specifice și răsfăț la spa. Ofertele noastre pentru Crăciun încep de la 59 de euro pe noapte, cazare cu micul dejun inclus și accesul la spa. În funcție de solicitările clientului mai putem adăuga cina specifică în noaptea de Crăciun, masaje și terapii corporale pentru a doua și a treia zi de Crăciun, în funcție de programările dumnealor. Iar pentru Revelion, gradul de ocupare este de 100%, încă din luna noiembrie, nu mai avem camere disponibile. Vom avea un revelion specific, un New York Glitter Party. Și ca zilele reci să treacă mai ușor și mai frumos, asistenții de la spa au pregătit tot felul de surprize calde. De exemplu, dușurile emoționale. Dușurile emoționale reprezintă atracția principală a centrului nostru spa, ce conferă vigoare, tonifiere și multă relaxare. Este o combinație între temperaturi scăzute și temperaturi ridicate, luminositate și aromaterapie, ce conferă un sentiment de ploaie tropicală. Prețurile sunt similare și în stațiunile din sudul litoralului, un sejur într-o cameră dublă cu vedere la mare dintr-un hotel de 4 stele din stațiunea Venus, în regim all-inclusiv, costă 2725 de lei. În ofertă, care include 3 nopți de cazare și a patra gratuit, mai sunt cuprinse cina festivă de Revelion și Revelionul copiilor. Există oferte și în Costinești. De exemplu, o cameră la una dintre pensiuni costă 50 de lei pe noapte, iar întreaga vilă, pentru 3 zile, 1500 de lei. Asta înseamnă să te gospodărești singur în ceea ce privește mâncarea și băutura, pentru că proprietarul îți oferă doar cazare. Revelionul la malul mării nu este neapărat unul de sezon, pentru că aici turiștii nu pot practica sporturi de iarnă, dar pot găsi romantismul la care au visat tot anul.